acum am să vă fac aici o diferență care s-ar putea să o înțelegeți într-un mod sau altul. Eu vă spun cum stă. Și omul care nu merge în biserică, l-are pe Duhul Sfânt. Dar cum îl are? Veghetor, nu lucrător. Deci un om care nu are contact cu cele șapte taine ale bisericii, este viu prin Duhul Sfânt, vorbește prin Duhul Sfânt, grăiește prin Duhul Sfânt, există și aude prin Duhul Sfânt, lucrează, înțelege și pricepe prin Duhul Sfânt. Sunt daruri și însușiri ale sufletului primite prin suflarea de viață care a fost suflată asupra omului atunci când l-a creat Dumnezeu pe Adam, om cu suflet viu. Dar acest Duh Sfânt îl găsesc și în apa din care mă hrănesc, și în peștii pe care îi mănânc, și în păsările pe care le, și în animalele pe care le folosesc, și în iarba, și în zarzavată, în toate este lucrarea Duhului Sfânt ca viață și creație. În schimb, noi vorbim de Duhul Sfânt lucrător asupra omului lăuntric din noi și Duhul Sfânt lucrător al omului lăuntric din noi, al sufletului, vine numai prin maniera și finețea celor șapte taine de biserici în Noul Testament respectiv și prin porunca celor 10 porunci ale Decalogului în Vechiul Testament respectiv. Cei ce respectau Decalogul Vechiului Testament, Dumnezeu a ales dintre ei și a numit prorocii care au vestit venirea lui Hristos, deși Duhul Sfânt nu era peste tot în lume în mod lucrător, ci doar fronia, veghea, iar în momentul de față, de la 50-mi, începând de ieri, respectiv vorbind de sărbătoarea în sine, deci nu de actul istoric, de acum 2000 de ani, Duhul Sfânt s-a revărsat pe tot pământul, tocmai pentru a-i putea face pe oameni mai ușor convertibil și receptibil la ceea ce înseamnă Cuvântul Lui Dumnezeu și legea cea nouă a morții și învierii lui Hristos, jertfa cruci. Deci, în momentul când a venit ca un vuiet mare de vânt, Duhul Sfânt a simțit nevoia să se reverse cu toată dragostea, de exemplu, în Sfintele Taine. Dacă ați fost atenți vreodată, poate ați avut ocazia să vedeți o biserică cu dverea deschisă sau cu fără catafeteasmă, fiind biserica în lucru, și să-l vedeți pe preot spunând și trimite Duhul tău ce sunt peste pâinea aceasta sau peste potirul acesta și fără cinstitul trup sau cinstitul sânge. N-ați auzit niciodată vânt sau vuiet. De ce? Discreția cu care are loc schimbarea pâinii în carne și a vinului în sânge, ține de taina credinței și a trăirii autentice în Dumnezeu. Și avem mărturie când cei care s-au îndoit și au primit Sfintele Taine s-au trezit cu gura plină de carne și de sânge și au primit și răspunsul pe măsură. Pentru că ați gândit la nivel de dobitoace, precum câinele sau fiara sau animalul de pradă, care își dorește să mănânce chiar carne și chiar sânge, Dumnezeu ți-a dat în gură carne și sânge. În momentul în care ai mers prin credință, cum au mers apostolii cu Hristos la cina de taină, ai primit în gură ta lucrarea sângelui dumnezeesc și a cărnii dumnezeiești din Euharistie, care lucrează, cum ne arată Ilie Miniat, la modul cel mai adânc de taină, transformând esența materiei în carne, esența pâinii în carne, dar carne care are la vedere esența pâinii. Deci, cum spune Fiul este în Tatăl și Tatăl este în Fiul, așa și carnea este în pâine și pâinea este în carne. Și momentul avem la Emaus, când, la frângerea pâinii, Hristos s-a făcut nevăzut și cei doi, în loc să se sperie sau să se întristeze, deodată s-au umplut de bucurie, l-au cunoscut că este Hristos, au mâncat ceea ce a frânt, că a fost atinsă de mâinile Dumnezeu, era o liturghie dumnezească. Și cu bucurie mare s-au întors în Ierusalim, spunând, am văzut pe Domnul.
puteau ei să arate cele două bucăți de pâine și să spună că aici e Domnul. Normal că erau luați în râs. Dar ei știau că l-au văzut pe Domnul, pentru că lecția de teologie care le-a ținut-o Hristos pe drum din profet, din psalm și din Moise până la el toate, așa cum spune capitolul 25 al lui Luca, le-a demonstrat și le-a adeverit că numai Fiul omului putea să frângă pâinea și să o binecuvinteze și apoi să se facă nevăzut.